Doamnelor și domnilor, bună seara! Bună seara! Bine ați venit la tradiționalul concert de sărbători, ajuns anul acesta la cea de-a 7-a ediție. Sub titlul Vis de Decembrie, spectacolul din această seară este organizat de Asociația Activ, sub patronajul Unității Administrative Teritoriale Municipiul Moinești, care a demonstrat încă o dată că sloganul Promovăm valorile, stimulăm competiția, construim viitorul, nu sunt simple vorbe. Spre deosebire însă de anii anteriori, evenimentul din această seară se desfășoară sub forma unui concert caritabil, când, pe lângă participarea dumneavoastră la un spectacol de înaltă ținută, achiziționând biletul de intrare, v-ați pus amprenta asupra destinelor a doi copii minunați, două vieți diferite, care vor beneficia de generozitatea dumneavoastră. Așadar, doar datorită dumneavoastră, în această seară putem acorda premiul de excelență unei eleve de excepție a municipiului nostru și mai putem ajuta o fată aflată într-o situație vulnerabilă, necesitând o operație la Chișinău. Așadar, este decembrie. Nu întâmplător am numit astfel momentul acesta. Luna decembrie este o perioadă a viselor care devin realitate. Și totodată a nașterii de noi vise, așteptându-și împlinirea. Visul nostru de decembrie înseamnă dorința ca valorile în care noi, cei de astăzi, credem, să fie sădite și în conștiințele generațiilor viitoare. Dragostea pentru semeni, concretizată în sprijinul efectiv al celor vulnerabili care au reală nevoie de ajutor, recunoștința pentru cei ce reprezintă o părticică a comunității noastre, pe care o fac cunoscută prin realizările lor în lume largă, și, nu în ultimul rând, speranța pentru un viitor mai bun, în care pacea să fie isonul, firul conducător al acelei polifonii, care va fi luna de mâine. Și pentru că această seară este, așa cum spunea Mădălina, despre dragoste, speranță și recunoștință, vă vom spune povestea a două tinere din Moinești, două vieți care ne-au impresionat, două povești diferite, două motive pentru care Crăciunul va fi altfel anul acesta. Prima poveste este despre Fabiana Tărâță, o fată frumoasă pentru care luna decembrie chiar reprezintă o lună a speranței. Speranță pentru însănătoșire și pentru o viață normală pe care încercăm să o insuflăm Fabianei, o fetiță de 12 ani din Moinești, care va fi operată de miofibrotonie la Chișinău. Intervenția costă 1.800 de euro, la care se adaugă cheltuieli referente transportului, cazării, însoțitorului, medicamente. Pe 3 decembrie, Fabiana a fost la Galați și programată pentru operație în luna mai 2017. Familia sa a dat dovadă de implicare în rezolvarea situației Fabianei, desigur, și a făcut eforturi de a răspunde nevoilor ei medicale, dar intervenția la care urmează a fi supusă presupune costuri mult prea mari. Așadar, ajutorul pe care dumneavoastră l-ați acordat este neprețuit. Influențând parcursul pe care Fabiana l-are de trecut, un ajutor pentru care noi vă mulțumim. Din cauza stării precare de sănătate, Fabiana nu a putut veni aici, dar o invit pe scenă pe mama Fabianei, doamna Lăcrămioara Tărâță, pentru a primi un voucher în valoare de 9.000 de lei, bani necesar intervenției chirurgicale. Doamna Lăcrămioara. Dumneavoastră putere, să puteți trece peste toate. Știm că ați făcut tot posibilul. Mulțumim frumos tuturor participanților care au venit cu suflet în această seară să fie alături de noi, să dea o speranță în sâmbet Fabianei. Vă mulțumim din suflet și vă dorim multă sănătate, bucurie și sărbători fericite. A doua poveste este despre munca asiduă.
perseverență, seriozitate și ambiție. Este despre un copil extraordinar, Miruna Belciu, care demonstrează că un oraș de provincie poate fi o sursă valoroasă pentru oamenii de succes cu care ne mândrim. Din păcate pentru dumneavoastră și pentru noi, Miruna nu este nici alături de noi în această seară pentru a-și ridica premiul, dar ea se află la Bali, în Indonezia, pentru al doilea an consecutiv, unde va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori. Miruna Belciu, copilul minune al județului Bacău, este un model de urmat pentru tinerii care au și ei o responsabilitate față de propria dezvoltare și este o speranță a întregii comunități. Acum eleva Colegiului Național Grigore Vrânceanu din Bacău, clasa 10-a, profil matematică-informatică, Miruna și-a început ascensiunea sub îndrumarea cadrelor didactice ale școlii gimnaziale Ștefan Lupian din Măinești. Autodidactă, ambițioasă și serioasă, Miruna a descoperit tainele chimiei și ale științelor naturii în școala generală, când, odată cu participările la etapele județene, s-au văzut și rezultatele. Prin calificările la fazele naționale, urmate de premiile 1 și 2 la disciplinele matematică, biologie, chimie, știință pentru juniori. Cadrele didactice care i-au modelat profilul de excepție au fost doamnele profesor Mareș Mihaela și Tăbăcariu Anca. Premiul întâi, obținut la Olimpiada de Științe pentru Juniori, a făcut ca Miruna să se califice la faza internațională desfășurată în Coreea de Sud în anul 2015, formând, împreună cu alți 5 elevi din țară, lotul olimpic românesc și obținând medalia de argint. Anul acesta, cu cea mai mare notă pe țară, s-a calificat din nou în lotul restrâns al României la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, care, așa cum a menționat și Monica, are loc chiar acum la Bali, în Indonezia. Și pentru că mereu mama sa i-a stat alături, doamna Mihaela Belciu, o voi invita pe dânsa alături de dumneavoastră în această seară. Pentru a ridica premiul Mirunei, un voucher în valoare de 4.500 de lei. Mulțumesc frumos pentru acest dar și vreau să vă transmit bucuria Mirunei pentru recunoștința muncii sale și sperăm că în Indonezia va face o figură frumoasă. Vă mulțumesc frumos, vă doresc să vă fericite, încărcate de lumină și speranță, un Crăciun fericit și tot cei dragi aproape. Vă mulțumesc! Aceste fete minunate, care au beneficiat de fondurile rezultate în urma participării dumneavoastră la concertul din această seară, au fost selectate din numeroase propuneri venite din partea Direcției de Asistență Socială, Liceului Teoretic Spiru Haret și Colegiului Tehnic Grigore Cobălcescu din Măinești, de un juriu format din oameni reprezentând diverse domenii de activitate din comunitatea moineșteană. Le mulțumim mult membrilor juriului pentru interesul, implicarea și profesionalismul de care au dat dovadă. Doamnei Patilea Carmenela, președinte Judecătoria Moinești, mulțumim. Doamnei Ilioaia Rodica, profesor de limba și literatura română, mulțumim. Doamnei Ena Andra Cristiana, profesor de sprijin. Domnului Ena Daniel, preot al parohiei Sfântul Nicolae. Domnului Lucian Bodor, președinte al Colegiului Național al Asistenților Social Bacău. Și domnului doctor Hiru Florin, șef de birou management sanitar din cadrul primăriei municipiului Măinești. Mulțumim tuturor! Mulțumim totodată și echipei Direcției de Asistență Socială Măinești pentru cazurile propuse, precum și cadrelor didactice, doamnei director al Liceului Teoretic Spiru Haret Măinești, profesor Adriana Căzănel și domnului profesor Stelian Ivan, director al Colegiului Tehnic Grigore Cobălcescu.
propunerile făcute în vederea acordării premiului de excelență. Și pe această cale transmitem aprecierile noastre tuturor elevilor propuși pentru acest premiu. Din dorința de a suplimenta suma oferită Fabianei, în paralel cu acest spectacol, am organizat pe Facebook și o licitație de produse. Acestea au fost donate de oameni care nu au putut rămâne indiferenți demersului nostru de a face mai mult. Am avut astfel un set de bijuterii oferite de Consuela Impex SRL, un aranjament de sărbători oferit de Acaju Ornamental și mulțumim pentru decorul din această seară. Tabloul Visare, oferit de Justina Gherasim. Cartea Fidemn, cu autograful scriitorului Dan Puric, oferită de un donator care însă a dorit să rămână anonim. Filmul Wild, oferit de Luminița Bănașu. Și tabloul Toamnă Urbană, oferit de Asociația Activ Moinești. Le mulțumim tuturor, celor care au donat, celor care au licitat și celor mai generoși care au și câștigat. Și știm că se află în această seară aici. Îi mulțumim doamnei Dospinescu Mariana, care a licitat pentru ornamentul de Crăciun și pentru cartea Fidemn. Și domnului Daniel Neagu, care a licitat pentru filmul Wild. Restul obiectelor rămase nelicitate au fost expuse la intrare, poate l-ați văzut, în foaierul Centrului Cultural Lira. Puteți să vă opriți, să le vedeți. Poate vă plac pentru dumneavoastră sau poate le considerați cadouri potrivite pentru sărbătorile care se apropie. Voluntarii noștri vă vor arăta cum să licitați și vă vor da detalii despre fiecare produs. Este momentul să reinventăm pe scenă pe domnul primar al municipiului Moinești, domnul Viorel Ilie, pentru câteva cuvinte pe care poate ar vrea să mi le adreseze. Da. Bună seara. De obicei, locul meu era acolo, în fața scenei, dar cred că stă bine aici, între doamne. Vreau doar să vă spun că în această seară am experimentat un alt gen de eveniment în municipiul Moinești. Așa cum colegele mele au povestit aici despre a șaptea ediție a acestui concert vis de decembrie, primele șase, vă amintiți că au fost în Catedrala Sfântul Nicolae, în parteneriat cu Protopopiatul Moinești, un parteneriat care a fost susținut financiar de cele două părți, Primăria Moinești și Protopopiatul. Așa cum ați auzit, în această seară, acest eveniment nu ne-a costat nici pe noi Primăria Moinești, nici pe altcineva, ci singurii care ați plătit ați fost dumneavoastră. Și iată că ce frumos, din acești bani, reușim să acoperim costurile pentru minunatul cor madrigal care am... Vreau să le mulțumesc de acum că au acceptat să vină să concerteze la Moinești. Pentru mine a fost o îndrăzneală să ajung să discut detaliile acestui spectacol și am fost primit de niște oameni extraordinari care m-au învoluit cu atâta căldură și cu atâta dragoste și am găsit atâtea subiecte frumoase comune de discutat și iată că am concretizat aceste discuții cu acest spectacol. Deci, eu mi-aș dori ca acest spectacol să meargă mai departe și în anii următori sub acest format și să numim un spectacol al comunității moineștene. Avem în proiect și alte lucruri care vor veni și haideți să aruncăm o provocare, da, Monica, dezvăluim puțin, da? Ne gândim la o gala excelenței în municipiul Moinești și eu cred, așa cum în această seară au fost aici pe scenă două cazuri și vreau să vă asigur de tot sprijinul meu în continuare și felicitările mele Mirunei pentru că am avut ocazia să o premiez doar cu
o diplomă și un premiu oferit de Consiliul Local chiar și la începutul acestui an. Să demonstrăm că suntem o comunitate unită, o comunitate care știm să ne prețuim și valorile și poate nu numai de sărbători și în luna decembrie, să privim și către cei care au nevoie de ajutorul nostru. Eu vă mulțumesc că ați venit în această seară aici și vă urez, în primul rând, să vă găsiți ghetuțele acasă bine, ceea ce v-ați dorit și dacă nu cumva reușește Moș Nicolae să ajungă, cu siguranță vă doresc să vină Moș Crăciun mai darnic și mai plin. Cu multă sănătate, cu bucurie și cu o viață fericită alături de cei dragi ai dumneavoastră. Vă doresc o seară frumoasă! Mulțumim, domnule primar, vă mulțumim dumneavoastră și tuturor celor care au făcut ca această seară să fie una de excepție. O seară în care celebrăm sărbătorile de iarnă într-un mod cu totul deosebit. Un eveniment de înaltă ținută artistică, imprimată de prezența celei mai valoroase comori a muzicii corale universale. Corul Național de Cameră, Madrigal, Marin Constantin. Un păstrător și un promotor al acelor valori umane care au însuflețit și demersul nostru din această seară, acela de a dărui speranță și recunoștință. Și cine oare ar fi putut mai bine să exprime toate aceste valori în care noi credem cu tărie, dacă nu chiar ambasadorul libertății, speranței și păcii? Da, este o distinție pe care a primit-o recent invitatul nostru de onoare al acestei seri la Summitul Global de Religie, Pace și Securitate, desfășurat în noiembrie anul acesta la Palatul Națiunilor Unite din Geneva. Și cine oare ar fi fost mai potrivit să marcheze acest moment, dacă nu cel care a fost declarat în anul 1992 Bun al Patrimoniului Cultural Universal UNESCO? Este ansamblul coral care a obținut în cei 53 de ani de existență cele mai prestigioase premii internaționale și care în anul 2003 a primit din partea președinției României Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor. Așadar, ne aflăm în prezența unei valori universale, care ne face mare onoare de a călca pragul casei noastre. Momente care nu putem decât să ne bucurăm și să trăim muzica, despre care fondatorul și dirijorul timp de 50 de ani, aproape 50 de ani acestui ansamblu, regretatul maestru Marin Constantin, spunea: muzica i-a fost dată omului de Dumnezeu, din sfere pe care nu le putem contura cu o exactitate matematică. Cu ceva timp în urmă, la aniversarea 40 de ani de existența Madrigalului, binecunoscuta realizatoare TV Eugenia Vodă adresa lui Marin Constantin întrebarea: ei, cum v-ați dori să fie Madrigalul la 100 de ani? Aș vrea să fie așa cum încă eu îl visez, dar să nu fie mai puțin decât îl vor visa cei care vor trăi atunci. Mulțumim celor ce astăzi duc mai departe visul lui Marin Constantin, directorului artistic Anna Ungureanu, directorului de onoare, dirijorul Ion Marin, fiul regretatului Marin Constantin, și desigur managerul Emil Pantelimon. Aceștia nu doar continuă drumul artistic al Madrigalului, dar îl îmbogățesc cu o nobilă misiune. Dezvoltă unul dintre cele mai vizionare programe românești de incluziune socială destinate copiilor, având la bază muzica prin cântul coral, programul național Cantus Mundi. Și mulțumim lui Marin Constantin, în lumea bună în care este el acum, cel care a fost primul care a îndrăznit să viseze atât de frumos și să transforme visul său într-o splendidă realitate, Madrigalul. Madrigalul este un brand de țară și reprezintă, așa cum a spus Mădălina, mai mult decât un simplu cor. O invităm alături de dumneavoastră pe doamna Evelin Păună. Bună seara și bine ați venit la Mănești! Nu rămâne decât să vă mulțumim dumneavoastră, pentru că în această seară ați împlinit vise, ați dat speranță și ați oferit recunoștință.
Și pentru că noi am spus povești cu final fericit, vă dorim să aveți în continuare o seară de poveste. Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Evelin Păuna, consilier artistic în cadrul programului național Cantus Mundi și în numele meu și al echipei mele și a echipei frumoase de la București doresc să vă spun bună seara și să mulțumesc organizatorilor pentru minunea care se întâmplă astăzi seara aici. Mi-a plăcut foarte mult că asociația se numește ACTIV. Asta înseamnă oameni implicați, înseamnă oameni cu suflet mare, care, iată, în această seară, sunt Moș Crăciun pentru două povești de viață, care se vor schimba în bine datorită lor și datorită dumneavoastră. Și mi-a plăcut că se numește Asociația ACTIV, pentru că de aici transpare o calitate pe care și noi, în programul Național Cantus Mundi, o avem, aceea de a fi implicați. Programul Național Cantus Mundi a fost, întâi de toate, o idee. A fost un vis. În 2011, Ion Marin, pe care uneori îl numim un visător profesionist, și-a dorit ca madrigalul să aibă un viitor sigur și copiii din România să se aplece cu mai mult drag asupra mișcării corale românești. Astfel, împreună cu cei din corul Madrigal, prin voluntariat 100%, au pornit proiectul Cantus Mundi, care a însemnat propovăduirea muzicii. Și da, termenul este potrivit, pentru că bătând din ușă în ușă, ajungând la profesorii nimoși, ajungând la oameni care se ocupă de administrație și care pot, prin poziția lor, să sprijine financiar acest demers, au convins că muzica are o șansă. Datorită programului național Cantus Mundi, care a fost recunoscut de Guvernul României în 2014, copiii dumneavoastră au astăzi ora de muzică, pentru că am reușit să o păstrăm în programa școlară. Datorită programului național Cantus Mundi, câteva sute de mii de copii cântă astăzi împreună. Iar acest lucru, dacă veți avea curiozitatea să intrați pe site-ul nostru, cantusmundi.com, înseamnă nu doar un spectacol pe care îl oferă în fața comunităților, ci înseamnă și sănătate, pentru că muzica aduce beneficii asupra fizicului uman, dar și asupra psihicului. Ei învață să fie împreună pentru același scop, să respecte dirijorul și astfel să se dezvolte frumos. Există o platformă care vă așteaptă, după cum spuneam, pe fiecare dintre dumneavoastră la un clic distanță. Dacă există în sală oameni care își doresc să fie alături de noi, vă invităm să vă înscrieți în programul național Cantus Mundi și cred că un bun îndemn pentru fiecare dintre dumneavoastră ar fi să-i ascultăm împreună pe cei care înseamnă corul Resurrectio și înseamnă tot un vis frumos pe care l-a avut cândva doamna profesor Gabriela Bia. Datorită acestui om minunat care acum tremură de emoție în culise, copiii aceștia care au povești obișnuite sunt copiii ca oricare alții din România, cântă astăzi în deschiderea unui simbol internațional. Cântă astăzi în deschiderea Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin. Așa că nu o să mai prelungesc aceste minute de așteptare, pentru că știu că vă doriți muzica și în aplauzele dumneavoastră dați-mi voie să invit Corul Resurrectio și doamna profesor Gabriela Bia. Thank you.
Doamnelor, domnilor, cu activitate neîntreruptă de peste jumătate de secol de excelență, în aplauzele dumneavoastră, Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin. Aplauzele dumneavoastră, Ana Ungureanu, dirijorul Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin. Bună dimineața, dragoș, moșneșul, moșneșul, moșneșul,